Atmosferă de sărbătoare, stimați telespectatori, aici în sala de jocuri sportive a Universității din Oradea. Atmosferă prilejuită de desfășurarea ediției cu numărul 12 a tradiționalului turneu de basket în fotolii rulante Maria. Ceea ce vedeți dumneavoastră în acest moment este echipa de majorete Queens Dancing din Gherla, instructor Andreea Alina Sabo. Această echipă de majorete a fost prezentă la campionatul mondial din luna august, desfășurat la Praga, unde a venit pe locul 8 într-o companie foarte selectă. Eu sunt Ionel Banu și împreună cu domnul Viorel Carcis, care este sufletul acestei manifestări, vă spunem bună ziua și ne bucurăm că sunteți astăzi împreună cu noi. Bună ziua! Este finalul primei intrări în scena majoretelor. O să le mai vedeți pe parcursul transmisiunii noastre. Am ales pentru dumneavoastră un meci care mi s-a părut a fi foarte interesant, cel care opune formației APS Oradea, echipa din Banja Luka, din Bosnia-Herzegovina. Este vorba despre formația Vrbas. O să vă spun și ce s-a întâmplat până în acest moment. Am avut primul meci al zilei. Hot Wheelers din Karlsruhe, Germania, a întâlnit Banja Luka, de care a fost învinsă cu scorul de 61-38. Deci prima câștigătoare a zilei este formația din Banja Luka, o formație cu reale posibilități. O să vedeți evoluând și o să apreciați felul în care joacă. Domnule Carciș, a 12-a ediție. Da, este a 12-a ediție, 12 ani care s-au scurs, chiar din aur stăteam cu noastră și număram cam câți ani avem în urmă de când transmitem în direct. Deci sunt sigur, dacă nu chiar 8. Ar trebui, îmi cer scuze că n-am făcut această socoteală, dar 7 sunt bătuți 100%. De când revenim imediat să spunem că cele două echipe își fac apariția pe teren. Echipa care a intrat în acest moment este cea din Banja Luka, din Bosnia-Herzegovina, o echipă antrenată, atenție, de o domnișoară, se numește Milica Gvozdenović, iar numele de pe tricouri o să vi le spun imediat. Să aplaudăm și noi și spectatorii intrarea și a echipei gazdă în teren. Este vorba de APS Oradea, o echipă care a lansat și a susținut ideea acestui sport aici în România. Am greșit, se numește ASP, mi se atrage atenția și este normal să fie așa. În sfârșit, am să dau citire numelor jucătorilor și numelor de pe tricouri. Cu toate că, așa cum știți deja din transmisiile din anii precedenți, este destul de greu să poți face o transmisie așa cum suntem obișnuiți, cele clasice de basket, dar noi o să ne străduim. Așadar, la Banja Luka, pentru că sunt oaspeți, antrenor Milica Gvozdenović, apoi Pero Kuzmanović, numărul 6, Nenad Ritan, numărul 14, Biljana Nedić, avem și o jucătoare în această echipă, numărul 17. Și iată primul coș al partidei, reușit de la distanță, de numărul 20, Vlado Zvrkna. Deci Dragan Sikima, numărul 16, apoi Alexandru Marić, numărul 21, și Bojan Brkić, numărul 24. În echipa orădeană o să găsim mai mulți jucători polonezi care s-au transferat aici și care evoluează pentru formația noastră, ASP Oradea. Numărul 13 este Mateusz Wawczak, apoi Wojtek Szelez, numărul 7, care este și antrenorul echipei, Mirek Przelbeski, numărul 11, Michal Kruk, numărul 5, Piotr Mazur, 10, Cristian Karciș, 12, și Mark Westerman, numărul 8. În acest moment, prin coșul de 3 puncte reușit de formația din Banja Luka, aceasta conduce, dar iată egalitate. Nu, a fost un coș de doar 2 puncte. Așadar, domnule Carciș, să revenim la cei 12 ani de când funcționează acest turneu și care, eu am putut să constat, an de an, a dus la start echipe din ce în ce mai valoroase. Da, am încercat să aducem în fiecare an echipe valoroase din Europa, dar să nu nici fragmentăm acest turneu, adică să aducem
doar cap de serii și ele să fie din start câștigătoare. Încercăm să aducem echipe de același nivel tehnic cât și tactic. Bun, în acest an, într-adevăr, zic eu, la această oră, nesuperioară puțin față de echipa germană și față de noi, dar nu știu, încă nu pot să, știți, mingea e rotundă, se pot întâmpla multe. Echipa din Bosnia, care are un palmares enorm de impresionant, sunt câștigători ai Cupei Adriatice de două ori în ultimii doi ani, sunt câștigători ai campionatului bosniac, ceea ce are reprezintă un atum în plus pentru ei și nu de mult au fost angrenați într-o cupă europeană, Challenge Cup, organizat de Federația Internațională de Basket, zona europeană. Deocamdată rezultatul este unul strâns, 5-4 pentru formația din Banja Luka și se încearcă acolo o aruncare specială încă o dată, dar nu ajunge mingea unde dorea jucătorul, ci un out. Nu v-am spus cine arbitrează acest match. Este un cuplu de arbitri de aici din Oradea, foarte, foarte cunoscutul arbitru internațional din urmă cu câțiva ani, Radu Vaida și Kovago Lajos. Acesta este cuplu de arbitri. Am stat de vorbă cu Radu Vaida la pauza dintre cele două jocuri și am rămas surprins plăcut amândoi, având în vedere faptul că foarte mulți ani Radu Vaida oficia și în Cluj și avem amintiri comune și ne-am bucurat să ne revedem. Acesta este Radu Vaida, arbitrul din imagine. Cei de vârsta mea și mai vârstnici își amintesc, el făcea pereche la vremea respectivă cu un alt orădean, Dorin Roșca. Un cuplu de arbitri foarte apreciat la vremea respectivă. O recuperare aici. Mingea este la numărul 20, Jvraka. Este vorba de Vlado Jvraka, cel mai bun jucător al formației din Banja Luka. Aptitudini deosebite, un bun șutor de la distanță, un jucător care pasează surprinzător de foarte multe ori, o să vedeți. Cealaltă echipă, cea germanilor de la Karlsruhe, a venit cu aproape o săptămână, nu, domnul Cartici? Da, ei au venit de luni și au transformat la Oradea baza lor de pregătire înainte de începutul sezonului. Ei încep la sfârșitul lunii campionatul în Germania și deja treile an în care, începând cu o săptămână de începerea turneului nostru, ei vin la Oradea. Ne asigurăm tot ce înseamnă baza noastră din Felix, adică baza este în propriu spus, cazarea la hotel, au la dispoziție piscina hotelului unde pot să refac, au la dispoziție pădurea, dacă vor să petreacă puțin timp liber, iar sala, în fiecare zi am fost prezenți aici câte 3 ore, minim 3 ore în sală pentru antrenamente. Foarte frumoasă aruncarea și cea precedentă, dar și aceasta reușită de jucătorii echipei dumneavoastră, 7-6 în acest moment. Când au trecut 5 minute și 40 de secunde din... Când au mai rămas de joc 5 minute și 40 de secunde din primul sfert. Avem și public, ceea ce ne bucură. Sigur că noi ne-am bucurat să fie arhiplină sala. Da, și eu aș fi foarte bucuros, dar... Pe an ce trece, cât de cât reușim să aducem. Este foarte greu. În primul rând trebuie să ai mai multe competiții locale ca omul să fie familiarizat cu acest sport. Da, când o să avem mai multe competiții, atunci putem să avem pretenția ca la un asemenea turneu să avem o sală cât de cât plină. Ați deschis discuția și n-am să ezit să vă întreb cam pe când sperați dumneavoastră într-un campionat aici în România? Nu știu, speranțe la un campionat nu-l văd cât de curând, de cel puțin în următorii 2-3 ani, după părerea mea, nu vor fi posibile, pentru că
a organiza un campionat înseamnă să ai anumite fonduri de unde să-ți poți plăti cazare, transport, și dacă îl organizezi după un sistem foarte simplu cum îl organizează și cei din țara vecină, din Ungaria, aia înseamnă întâlnire la fiecare echipă acasă. Bun, este un sistem cu mult mai simplu, pentru că în momentul în care tu îți aduci echipele, bun, joci pe parcursul unui weekend, după care peste o lună de zile mergi la ceilalți și tot așa prin rotație. Nu mergi sâmbătă de sâmbătă sau weekend de weekend în deplasare. Dar oricum înseamnă bani și înseamnă cheltuieli pentru transport, cazare. Apropo de Ungaria, nu era programată și o echipă de acolo să vină? Ba da, am avut discuții, voiau să vină cu naționala, dar până la urmă pe ultima 100 de metri ne-au anunțat că nu este formată încă. Voiau să-și aducă jucători în probe la Oradea, să vină cu 3-4 jucători de la fiecare echipă care au ei dincolo. Aia însemna un număr de 16 jucători și să-și ruleze în turneu, da. Dar au renunțat pe ultima 100 de metri că nu erau încă pregătiți. Suntem foarte buni prieteni cu antrenorul naționale maghiare, cu un antrenor într-adevăr care provine din sfera basketului normal, a antrenat la Sopron an întreg echipa feminină, Magyar András, și el este actual antrenor a naționale maghiare. Ar fi fost a patra formație bună în acest turneu, deci de valoare. Dar și ce am văzut până acum a fost de calitate. Deci basket, basket frumos. Încercăm, da, spuneți vă rog, nu, încercăm an de an să aducem basketul de calitate. Asta e deviza noastră, să mergem pe aceeași deviză 100% basket și să încercăm toți cei care vin la Oradea să aibă de învățat de la ceilalți. Cel puțin atât noi cât și echipa germană avem multe de învățat de la echipa bosniacă. Vine cu o tradiție, basketul sârbesc are tradiții îndelungate în ceea ce înseamnă un basket de performanță și avem de învățat de la ei destul de multe. Se joacă. Arbitru a făcut semn că jocul poate continua. Aruncarea a fost pe fluierul sirenei, deci era regulamentar să se continue jocul. În discuția care am avut-o în emisiunea de joi după amiază, în emisiunea colegei mele Luminița Purdea, Am avansat o idee că, din punct de vedere organizatoric, cu bani foarte puțini, deci cu un buget restrâns, dumneavoastră reușiți aici să vă ridicați, din punctul ăsta de vedere al organizării, la nivelul la care se află deja aceste cluburi care au o susținere financiară alta decât a noastră. Da, susținerea financiară este enorm de mare. Mă refer acum strict să nu vorbim de partea germană, unde am fost la ei nu de mult în mai. O să revenim la acel turneu. Da, vorbesc strict de bosnieci care și-au luat în urmă cu o lună de zile un microbus nou al clubului, participă în cupe europene și au un buget care se ridică la 30-40 de mii de euro anual. Asta este bugetul cu care ei pornesc în fiecare an. Dacă se alătură acestui buget și alți bani, este cu atât mai bine, cu atât mai bucuros sunt, pentru că pot să-și permită să meargă și în alte competiții, exceptând campionatul lor și cupe europene. Și în principiu, din câte cunosc eu, se suplimentează bugetele. Da, la ei da, pentru că tot ce înseamnă participările lor, banii vin de la buget și în special de la bugetul local din Banja Luka. Lipsește într-adevăr cel mai bun prieten al nostru și marele om de basket, Igor Ignatovic, dacă ați observat. Da, am văzut, am văzut. El este portdrapelul echipei bosniece care va participa la Rio, la Paralimpice, și chiar astăzi va pleca înspre Rio. Ne-a transmis salutări și îi pare rău că nu poate fi alături de echipa aici la Oradea. El a ajuns într-un an de zile și vicepreședintele Comitetului Paralimpic. Da, un om deosebit, într-adevăr, un om deosebit. 3 puncte în avantaj din masele spectatori în favoarea formației din Banja Luka, 15-12, acum cu 2 minute și 5 secunde înainte de prima pauză a meciului.
spuneați, domnule Carțiș, că ați participat la un turneu în Germania, un turneu cu echipe tari. Da, au fost, noi am fost singuri din spațiu extra comunitar, să zicem așa, pentru că turneul s-a adresat strict echipelor care provin din Germania, Luxemburg, Austria. Deci, ne-am întâlnit cu echipe nemțești și, într-adevăr, au avut și o echipă din Strasbourg, din Franța, prieteni mai vechi de ai noștri cu care ne-am întâlnit în urmă cu 4-5 ani în Polonia la un turneu. Valoarea turneului? A fost destul de ridicată, s-a jucat după un sistem pe care l-am observat foarte apreciat de elvețieni, nemți, austrieci. În momentul în care ai mai multe echipe, reduci timpul de joc, se joacă două reprize a câte 15 minute. Este un sistem destul de ciudat, pentru că pentru noi, pe noi nu ne avantajează deloc. Joci cel puțin 4-5 meciuri într-o zi, este enorm de mult, ajungi chiar la epuizare. Totul s-a desfășurat într-o zi și am ocupat un meritoriu loc 4. Să știți că am luptat pentru locul 3 cu echipa din Luxemburg, care în grupe am bătut-o, ne-am întâlnit cu ei, francezii ne-au bătut în semifinale și am jucat cu echipa din Luxemburg, pe care o bătuse, am pornit ca favorit, dar din păcate arbitrajul n-a fost de partea noastră. Arbitrul ne-a aruncat cel puțin două reușite și pe ultimele secunde de joc n-a fluierat un fault clar pe care intenționat l-am făcut. Și așa ei au câștigat cu un singur punct, au ocupat locul 3. Am venit cu un loc 4, care pentru noi din 8 echipe este enorm de mult, înseamnă enorm de mult. 8 echipe care, să spunem, că practică acest sport de multă vreme. Și plus că îl practică săptămână de săptămână, joacă săptămână de săptămână, pentru că au, la există o scurtă perioadă de vacanță, exact ca în orice sport, perioada iunie-iulie, deja din august se încep pregătirile pentru nou sezon. Deci ei joacă, au campionat. Echipa din Luxemburg, neavând decât Luxemburg o singură echipă, joacă în campionatul Germaniei. Campionatul Germaniei fiind așa cum da, unul dintre cele mai, mai dezvoltate, da, și da. Pentru noi, zic eu că este un lucru foarte mare faptul că iată reușim să participăm la astfel de competiții care vor duce până la urmă și aici la noi în țară la apariția unui campionat cu mai multe echipe. Sigur, eforturile sunt foarte mari. Să sperăm, pentru că dacă da, spune și dumneavoastră, în primul rând trebuie să ne concentrăm pe o treabă care să țină 2-3 ani. Nu pot să încep cu un campionat care după un an de zile să-l lași deoparte și înseamnă fonduri, înseamnă niște bani care să din sperăm nou, că în câțiva ani vor veni. Din nou majoretele de la Queen's Dancing Niger la instructor Andrei Alina Sabo, care au vrut neapărat să participe la acest turneu și care dau o anumită notă de culoare, dau... Da, pe această cale mulțumesc chiar și dumneavoastră întregi echipe TVR care a fost alături de noi, TVR Cluj, care ne-a susținut încă o dată. Pe această cale vă mulțumesc dumneavoastră și întregi echipe care a stat în spate, pentru că nu numai un om stă în spatele acestei munci. Da, probabil noi suntem cei care suntem mai des văzuți la transmisiuni directe, dar în spate nostru stă o grămadă de oameni care... și care ne-au ajutat și pe noi. Dovadă este și acest majorete care sunt la Oradea, este tot un ajutor primit din partea televiziunii române Cluj, care ne-a ajutat să reușim să le aducem pe aceste fete aici la Oradea. Suntem în pauza dintre primele două sferturi, stimați regizatori. Echipa gazdă, noi luați aici cu vorba, n-am văzut că echipa noastră da, a trecut la conducere. Este extraordinar, pentru că țin minte prima oară când am plecat la primul turneu al nostru, deci de-aia Banja Luka este pentru noi un oraș de suflet. Primul turneu și prima echipă din România prezentă la un turneu internațional a fost ASP Oradea, prezentă la turneul din Banja Luka în 2007 aprilie. Și atunci ne întorceam de acolo cu un scor de 70-10 bătut. Și acum se vede o diferență enormă față de acei ani. S-a făcut progrese, este da, evident.
lucrurile se pot schimba și se schimbă în bine dacă sunt lăsate să meargă de la sine, cum se întâmplă aici. Eu deja nu-mi fac program pentru finalul lunii august din, sau începutul lunii septembrie din anul următor. Să știți că am întâlnit ieri echipa germană fiind la rafting, când au mulțumit, pentru că așa fac ei întotdeauna, mulțumesc fiecăruia care îi susțin și îi ajută, mulțumea partenerul nostru de la rafting cu ideea că mulțumim, ne vedem anul viitor. Dar noi deja încă nici n-am făcut invitații pe anul viitor. Deci asta pentru noi spune multe și chiar discutam cu două zile în urmă, ne sugerau dacă ar fi posibil să mai chemăm o echipă din Germania. Chiar ne-au și sugerat care echipă, vorbesc ei, le fac prezentarea turneului fără ca noi să o facem, noi, doar noi să le trimitem o invitație oficială, atât. Acum de câțiva ani încoace și raftingul face parte obligatoriu din programul pe care îl oferiți. Da, este tot așa, a șaptea ediție când, sau a șasea când îi ducem la rafting. De acești oameni se simt minunat, să știți. Am fost acolo în acea zonă, este absolut superbă, deci e atât de frumoasă că nu mă mir că nu ezită să vină și că chiar avansează prezența lor înainte de a se emite invitațiile. Da, ei se autoinvită cum ar veni. Este important pentru că nu te duci în felul ăsta decât acolo unde te simți bine. Da, asta așa e cum ziceți dumneavoastră și pentru noi este enorm de important să avem asemenea feedback-uri de la echipa germană. Oricum, este exact ce discutam noi în emisiunea de joi. Este vorba despre faptul că tot mai multe echipe își doresc să participe la aceste turnee și tot mai multe echipe fac demersuri ca să poată să ajungă aici. Este frumos, este extraordinar pentru că acești oameni, stimați ascultători, domnul Carțu și toți cei care îl înconjoară și îl ajută, îl sprijină în ceea ce face dânsul, tot acești oameni fac niște eforturi uriașe pentru a asigura buna desfășurare a turneului tradițional de basket internațional în fotolii rulante. 16 egal în acest moment, în atac echipa din Oradea, care reușește prin Mateusz Wawczak, numărul 13, un ocoș și se menține la conducere. Echipa din Banja Luka încearcă o revenire, o pasă acolo, recepționată de Vlado Zaca, care reușește un coș de două puncte. Bosnienicii au venit chiar cu gândul de a câștiga acest turneu. Deocamdată, din ce am văzut, mi se par cei mai îndreptățiți. Acum rămâne să vedem. Rămâne să vedem forma pe care o prind și băieții noștri în acest meci. Vlado Zaca, care, v-am spus, are niște aptitudini extraordinare și o îndemânare deosebită. Pasează inteligent acolo sub panou și ratează cu echipierul lui care s-a aflat la minge. Încă un atac pentru cei din Banja Luka. O pasă din nou foarte bună a lui Zvraca. Și recuperarea acolo, o recuperare reușită de Wawczak, Mateusz Wawczak, polonezul din formația orădeană. Jucătorii încearcă să-și facă blocaje unul altuia pentru a putea să deschidă drumul spre panou celui cu mingea, care iată și reușește în acest moment a înscris pentru echipa din Oradea, Mark Westerman, numărul 8, 20 la 18, și aruncare de 3 puncte a lui Vlado Zaca, cel care încearcă din toate pozițiile să
își ajute echipa. O pasă greșită acum, mingea le revine celor de la Banja Luka. Din nou Vlado Raca în poziție de conducător de joc, o pasă sub panou, ratează de acolo. Nenad Ritan. Un mic accident, se fluieră oprirea jocului, dar jucătorii se ajută între ei și își revin repede. Nu acceptă ajutorul, încearcă singur. Aceasta este principiul. Nu au voință extraordinară, nu acceptă în primul rând. Deci, nici măcar cu echipierul lui nu l-a ajutat, i-a dat doar fotoliu ca să poată sprijini. Ca punct de sprijin, excepțional. Da. Excepțional. Asta înseamnă să vrei prin puterile tale. Faptul că ei fac sport, faptul că fac un sport deosebit de pretențios în condițiile lor, spune totul despre acești oameni. O pasă iarăși incredibilă a lui Zvraca. Și în sfârșit coș acolo, 20 egal în acest moment, 5 minute și 56 de secunde până la pauza mare. În atac formația din Oradea. Deci în componență 4 polonezi. Da, și un neamț. Dar polonezii erau. Să știți că am avut solicitări de la plecarea lor din Germania. Mi-au spus că unul sau doi dintre jucătorii lor vor să joace strict pentru mine. Și am spus că este extraordinar. Bineînțeles, pentru mine a fost o bucurie enormă să aud asta. Am rămas doar cu unul singur, cu Marc, fiind cel mai bun dintre, deci am ales pe cel mai bun dintre cei buni. Marc are o istorie destul de îndelungată, a cochetat cu basketul profesionist, a fost chiar jucător de basket profesionist, o accidentare l-a scos de pe teren. Chiar el era mic în acest moment. De câțiva ani de zile practic acest frumos sport. O pasă foarte bună sub panou și înscrie Wojciech Szelest, cel care este și antrenorul formației. E mai simplu așa? E mai simplu așa, domnul Karcic, cu antrenor jucător? Da, este cu mult mai simplu, pentru că poate coordona, altfel coordonezi echipa din teren. Iar Wojciech este omul nostru de 3 puncte. Bineînțeles, îl prindem și în zi bună. L-am prins în meciul pe care l-am avut noi în Germania, chiar cu echipa din Luxemburg, a dat numai puțin de 15 puncte. O pasă excepțională pentru Westermann. Și coș și time-out solicitat de formația din Banja Luka, de antrenoarea acesteia, Milica Gvozdenović. În imaginea noastră cei doi arbitri, în stânga Radu Vaida, în dreapta Kova Golajos. Experiența lui Vaida și tinerețea lui Kovago. Formația orădeană. Cel cu spatele, cu numărul 7, este Wojciech Szelest, antrenorul echipei și probabil cel mai bun jucător al formației orădeană. 4 minute și 20 de secunde pauza mare, 4 puncte în avans pentru formația orădeană, 26-22. O să vedem cum vor evolua lucrurile în continuare. Da, până la final, să sperăm să rămânem tot în avantaj. Dumneavoastră sunteți pe lângă comentator și suporter acum.
ca și voi, dar este în teren antrenor, jucător, comentator, suporter. Da, este absolut normal să fiți primul suporter al echipei dumneavoastră. Să zic că în primul rând punem suflet la ceea ce facem, că fără să pui suflet nu-ți iese niciodată nimic, zicem noi. La fel cum pun și ei suflet pe teren. A fost o pasă greșită acolo spre disperarea lui Jvraca, Vlado Jvraca, numărul 20. Poți observa că devin din ce în ce mai nervos și în momentul în care sunt conduși devin și agresivi și se mobilizează cu mult mai mai exemplar echipa bosniacă. Sperăm să nu cedăm. Jele s-a greșit aici. A fost prea sigur pe această... Și-a pierdut o posibilitate de distanțare. Și iată-l acum pe... numărul 21, Alexander Maric, care a finalizat 26-24. Da, Westerman, Mark Westerman, în imaginea noastră, un jucător care a înscris foarte multe puncte până în acest moment pentru formația orădeană. Din nou Alexander Maric cu alte două puncte în dreptul său. Suporterii dumneavoastră în tribuna de vis-a-vis au și un mic banner acolo. Da, au făcut, s-au pregătit special pentru, pentru acest eveniment. Să spunem câte ceva despre un grup care este acolo și care este un grup de copii defavorizați de soartă. De 3 ani de zile, acum nu mă înșel, am reținut exact, îi aducem alături de noi, atât la rafting cât și la sală. Ei sunt alături de noi, toate activitățile pe care le desfășurăm noi și în care putem lua, pentru că ei nu pot fi luați când vrem noi, se anunță cu ceva timp înainte și fundația care se ocupă de acești copii este alături de noi atât vinerea la rafting cât și sâmbăta la sală. Și sunt incluși în tot programul nostru pe care îl avem și vineri de rafting și... Este foarte frumos, acești copii au timp de 2-3 zile, au timp să vadă lucruri noi, să participe la niște activități la care nu se gândeau. Da, să iasă și din... Și cei mai important, cred eu, au timp să învețe să le placă ceea ce văd. Da, și să iasă din monotonia de zi cu zi la care... Celest acum la minge, o pasă pentru Westerman. Aceeași schemă funcționează, este al treilea coș marcat pe diagonala asta între Celest și Westerman. Se încearcă un blocaj în terenul... Dar se va juca cu mult mai agresiv dacă o să urmărize acum. Dar își pierd răbdarea. Da, pentru că pentru ei este destul de nepotrivit să fie conduși. Trebuie acceptat că... Și noi va trebui să mergem pe mâna acestor greșeli pe care sunt sigur că echipa bosniacă le va face. Da, sunt 3 secunde, de fapt au fost vreo 5, are dreptate Radu Vaida. Eram curios dacă se va fluiera, în foarte multe situații nu se mai fluieră această greșeală tehnică, da. Foarte bună pasă înspre Jeles. Și încă o ratare, s-ar putea să conteze aceste enorm de mult, da. Carciș. Probabil vom intra cu avantaj la pauză. Nicol Cruc la minge în acest moment. Așteaptă să demarce un coechipier, primește Șelest, aruncă Șelest din mișcare și este destul de greu. A trebuit și ei să arunce, să finalizeze atacul, mai au 3 secunde. Și a prins Westerman, moment în care
Se termină și al doilea set și intrăm într-o pauză de 10 minute, iar noi o să dăm legătura în studio și revenim după acest timp. Stimați telespectatori, în sala de jocuri sportive a Universității din Oradea, aici unde în cadrul turneului internațional de basket în fotolii rulante, echipa gazdă ASP Oradea conduce pe Banja Luka cu 32-28 după primele două sferturi. Jocul se va rola în câteva clipe. Cei doi arbitri, Radu Vaida și Kova Golaios, au chemat echipele în teren și vom avea parte de o repriză a doua, probabil mult mai aspră decât ce am văzut în prima repriză, pentru că cei din Banja Luka nu se vor împăca cu gândul că pot să piardă meciul de astăzi. Îi văd acolo pe cei mai buni jucători ai echipei. Este vorba de la Banja Luka de Vlado Jvraka, care este la minte în acest moment jucător cu numărul 20, iar de dincolo era vorba despre Wojtek Zeles, jucătorul cu numărul 7. Au reușit o recuperare în acest moment orădenii, chiar dacă sunt 4 polonezi și un neamț în echipă. Tot orădeni rămân, asta vreau să spun domnul Carciș, și echipa dumneavoastră se află în atac. Am vorbit în debutul transmisiunii despre faptul că ați participat la un turneu în luna mai în Germania și am reținut două rezultate frumoase, zic eu. Ați reușit să învingeți echipa din Karlsruhe cu 33-13, o diferență consistentă la ei acasă, și ați mai învins și Lux Rollers din Luxemburg, nu? Da, a fost un cu 30-26, urmând ca apoi să pierdeți în fața luxemburghezilor cu ajutorul arbitrilor. Da, acolo a fost chiar o mână întinsă celor din Luxemburg de către... Eu altceva am vrut să subliniez, domnul Carciș, am vrut să subliniez faptul că iată că v-ați bătut de la egal la egal cu echipe mult mai bine cotate și ați reușit să înscrieți destul de mult pentru jocul în fotolii rulante. Deci este clar un progres de remarcat. Da, și după cum spuneam la început, s-a jucat după un alt sistem, pentru că am jucat două reprize a câte 15 minute. De-aia și rezultatele sunt mai mici, adică n-am depășit 50 de puncte. Sunt 30-20, pentru că se joacă sistemul de două reprize a câte 15 minute. 32-30 în acest moment cu echipa dumneavoastră în atac, cu Wojtek Zeles, antrenorul jucător, care dă o pasă foarte bună. Să vedem dacă Mark Westerman înscrie, dar el a ratat. Una din puținele situații în care Mark Westerman a ratat. Este un jucător foarte bun, cu o mână bosniecii cer faul. Sigur că se putea da faul, dar în principiu n-a fost nimic care să fie împotriva jocului, așa că... Nu mi s-a părut să sigur fie într-adevăr faul. A fost într-adevăr o ușoară, să zicem, alunecare a mâinii pe... Dar nu, probabil că acum ei se vor lega de fiecare, plus că arbitrajul este primul de care ne putem lega cel mai ușor întotdeauna, cum ne-am legat și noi adineaori de partea de arbitraj. Un contraatac în trei, Westerman, Zeles și acum la minge jucătorul cu numărul 13, care este Vavchak, dar s-a pierdut această posibilitate de a mări diferența pe tabela de marcaj, 34-30 în favoarea formației din Oradea. Pentru că cu fiecare transmisiune care o facem noi, domnule Carciș, sunt telespectatori care văd prima dată, văd în premieră acest gen de sport
și pentru că se întreabă mulți de ce Pinocchio și de ce Maria? Pinocchio a fost o alegere cu mulți ani în urmă, în urmă cu 15 ani. Nu ne-am gândit noi în acea perioadă când am înființat această asociație. Se duc ideea până când să spun că Pinocchio se numește asociație. Da. N-am avut nici în gând că vom ajunge vreodată să avem o echipă de basket. Noi am pornit ca un liant între ce înseamnă administrație, copii, administrație, persoane cu dizabilități. Și eram mai mult organizator de evenimente și cel mai mult ne plăcea să organizăm pentru copii. Împreună cu Teatru de Tineret și Păpuș Arcadia organizam tot felul de evenimente la care aduceam copii din casele de copii. Deci copii cu situație nu atât de favorabilă ca multora. Urmând ca după aia încet, încet am ajuns să cunoaștem acest minunat sport și chiar să-l practicăm. Iar Maria vine din 2008. Deci este un protest aici împotriva unei decizii a arbitrilor. Da, am observat. Cel mai bun jucător este vorba de Vlado Șraca, spune că echipa lui nu va continua jocul. N-am înțeles de ce, pentru că nu a fost nimic care să deranjeze, deci se ridică domnul Carciș de aici, de la masa de comentariu și încearcă să poartă o discuție cu da, este un moment tensionat aici. Există și frustrare și sigur că încearcă Viorel Carciș acum să-l calmeze pe Vlado Șraca și să... Da, se pune mult suflet, se face efort, echipa a venit de departe, sigur, așa, și iată că se împacă lucrurile, revine și Viorel Carciș la masa de comentariu. În acest moment i-ați liniștit, nu? Da, un singur cuvânt, de fapt o propoziție, le-am spus niciodată să nu se gândească vreodată aș încerca în vreun fel, având arbitrii români și din Oradea, să-mi influențeze echipa. Este ultimul lucru la care să se gândească. Deci s-au enervat. Nu, protestele vor veni, da, clar. La fel puteam și noi să o facem exact, vorbeam cu 5 minute în urmă despre participarea noastră în Germania, unde clar, deci pe față am fost furați cu cel puțin 3 puncte pe tabelă, plus faulturi vizibile în care echipa a urlat la arbitru, arbitre, am faultat și nu s-a dat. Aici, bun, a fost o decizie pe care s-ar putea să o considerăm greșită sau nu, dar nu trebuia nici ei să protesteze în acest sal. Sunt foarte nervoși datorită scorului, în primul rând. Da, sigur că da. Scorul este enorm de mare. Diferență, da. Pentru ei. Ei au venit în postura de favorit. Nu s-au așteptat ca echipa noastră... A fost o ratare clară. Deci nu mai poate spune nimic Vlado Șraca. Și iată 10 puncte diferență în acest moment pentru echipa dumneavoastră care își vede de joc. Este o echipă suficient de matură ca să... Iar deciziile arbitrului Vaida niciodată nu le voi contesta. Nu, dar n-au fost... Nu, eu acum... cel puțin, pentru că în calitate de conducător al acestei echipe și indiferent deciziile arbitrilor nu le-am contestat niciodată și am cerut și jucătorilor mei să nu conteste deciziile pe care arbitrii... Pentru că el, probabil, arbitrul la acea fază a văzut una... Dacă li se va pune vreodată o înregistrare, s-ar putea să fi fost greșit, dar acea decizie pe care arbitrul a luat-o niciodată, cel puțin jucătorii mei contestă și ei, dar nu vom ajunge să contestăm în halul, să ieșim de pe teren sau să renunțăm la un meci. Acum vă spun sincer, eu chiar n-am văzut nimic la... Nu m-am uitat exact și nu știam de unde a pornit într-atât acea fază. În sfârșit, nu mai are importanță, să nu dăm mai multă importanță decât... Da, deci n-are sens. Până la urmă, frustrarea există și este normal să fie așa. Există pentru că acest scor este enorm de mare. Diferența
E mare și vor încerca tot posibilul să revină. Și ați văzut încă o nouă ratare, de se vede pe baza nervilor. Iar noi, dacă acum ne vom concentra, vom juca ca și până acum liniștit, vom putea să mărim avantajul care îl avem pe tabelă. Îl aștept încă pe Jelest să-și dea drumul la joc, o pasă foarte bună. Nu, mi-a spus să știți în pauză că nu va încerca să arunce acele coșuri de 3 puncte. Este realist că echipa bosniacă este puternică și nu este încă în mână să arunce. Și atunci a luat această decizie, mai bine renunță. Dar probabil dacă scorul se va apropia, deci echipa bosniacă se apropie de noi, vor fi acele aluncări de 3 puncte. Va fi nevoit, nu are ce să facă el, trebuie să-și ajute echipa. Așadar, în atac, formația orădeană, este acolo Vavčak la minge, numărul 13, el caută pe Jeles. Jeles aruncă de 3, dar ratează și dă posibilitatea astfel echipei adverse din Banja Luka să încerce un nou atac. Pasa foarte bună, foarte bună pasa lui Vlado Saka și a marcat numărul 15, Nena Britan. Este un time-out. Este un time-out solicitat de echipa din Oradea, cred. Antrenorul, un jucător, pe Wojciech Jeles. Asta știți că este un efort extraordinar să joci și să arunci la coș în același timp din cărușor. Este un efort, și vede pe fața lor efortul. Să mai joci și 3 meciuri sau 2 într-o zi este într-adevăr destul de mult. Mirisa Gvozdenović încearcă să-și mobilizeze echipa. Sunt 6 puncte diferență, au fost 10, sunt 6 puncte diferență în favoarea formației din Oradea. După un meci frumos și ca participare tehnică, dar și participare emoțională. Da, și după părerea mea îl putem cataloga ca un meci extraordinar de frumos, au aprins spiritele balcanice. Da. Noroc am jucători polonezi, că dacă erau și ei balcanici, așa ceva mai... Da. Echipa dumneavoastră revine în atac. Șele s-a minge în acest ultimul moment. Ultimul sfert va fi cel mai important, zic eu, în acest meci. Ratează aruncarea numărul 5, Michal Kruk. Și Vlado Vraca se duce singur. Ajunge sub panou de unde înscrie. Faptul că a început să înscrie vorbește despre celălalt lucru, că s-a calmat între timp. Da, a ratat vreo două situații imediat după disputa respectivă. Șeles acum. Vavčak a ratat o pasă și minge pentru Oradea. Depunere din lateral, dictează arbitrul Radu Vaida. Jelest va încerca mai mult ca sigur. Jelest ratează din nou. Probabil că n-a încercat până acum pentru că se simte el că nu e în mână sau... Da, nu e, zic, da. Și probabil de acum va încerca, având în vedere că scorul iară devine strâns. O pasă bună acolo, noroc, dar intercepția n-a fost atât de bună. Ritan a pierdut mingea și Jelest acum, o pasă bună, o pasă înspre Westerman. Extraordinar. Nu-i nevoie de astfel de aruncări, bănuiesc eu. Nu, chiar în acest moment nu. Trebuia să înscrie de acolo, era o poziție ideală. Dar, până la urmă, tot un joc rămâne, nu? Da. Și de multe ori îl tratăm ca pe un joc. Exact cum mai spunem noi, un joc ca oricare altul. Da.
și înscrie acum Pero Kuzmanovic, numărul 6, reduce din diferență. Reduce din diferență, sigur că da, sunt 42 de puncte la 40. În sfârșit o aruncare a lui Westerman, dar de două puncte aruncarea lui Westerman. Este binevenită pentru că deja bosniecii începeau să se apropie periculos de mult. Încă 50 de secunde. Ratare uriașă acolo a lui acum am putea ajunge Maric, Alexander Maric. Acum să vedem ce face Westerman. O pasă foarte bună spre Vavčak. Vavčak ratează, incredibil, și minge în aut pentru formația din Oradea. Jelest acum, o pasă excepțională a lui Jelest, încă o ratare și în ritmul ăsta s-ar putea să apară surpriza neplăcută pe care o întrezărim. Un coș reușit în acest moment de numărul 21, Alexander Maric. 44-42 în favoarea formației gazdă. Un scor foarte strâns și suntem înainte de ultimul sfert. Ultimul sfert care va fi hotărător, cum spunea domnul Viorel Carțiș. Cristina Popa, regizoarea transmisiei, v-a oferit câteva reluări frumoase. Au fost aruncări reușite, aruncări care vorbesc de la sine despre posibilitățile acestor jucători. Numărul 7 în mijloc cu sticla cu apă plată este Vojtek Jelest, antrenorul jucător al formației din Oradea. Iar noi beneficiem acum de o pauză ușor prelungită, având în vedere faptul că în teren a apărut o majoretă. O majoretă din grupul de majorete Queen's Dancing din Gherla, care instructor este Andreea Alina Sabo. Jucătorii foarte disciplinați și de o parte și de alta urmăresc dansul acestei majorete, o aplaudă, o încurajează. Timp de câteva minute, colega mea Miruna Pop, dacă timpul ne permite, evident, va avea un invitat la microfon. Nu vă spun despre cine este vorba, o să vedeți dumneavoastră. Așa vă dau un indiciu, acolo unde este un soț, este și o soție, nu, domnul Carțiș? Așadar, doamna Carțiș va fi la microfon împreună cu Miruna Pop, care va chestiona, evident, legat de eforturile care s-au făcut pentru realizarea acestui turneu.
44-42, ultimul sfert, diferență minimă pe tabela de marcaj în favoarea formației din Oradea în meciul ei cu Banja Luka. Am să spun o singură dată numele formației, este Vârbas. Banja Luka, greu de pronunțat, și atunci prefer să... Da, vine după râul care trece, da, da, prin localitatea Banja Luka, iar CCI-ul reprezintă Koșarska Club Invalida. Deci, da, astea au deci cam clubul toate, de basket, da, limba, da, invalizilor. Da. Încă o ratare a echipei din Oradea. S-a ratat foarte mult din partea echipei gazdă în acest... în această parte a doua a meciului. Sikima acolo, Dragan Sikima, numărul 16, care pasează lui Jvraka, și recuperare a formației din Oradea, care încearcă să dezvolte un contraatac. Este acolo numărul 5, Michael Kruk. Celest acum la minge, Celest o pasă inteligentă pentru Westerman, se reia această combinație, da, din prima repriză, și iată că Westerman înscrie din nou. Luându-ne cu discuția, n-am mai notat câte puncte a marcat Westerman, dar cred că a dat jumătate din punctele de până acum. Da. Da. Coș în acest moment pentru formația din Banja Luka, numărul 21, Alexander Marić, și el cu un aport substanțial de puncte la ceea ce este în dreptul echipei sale pe tabela de marcaj. Wojtek Zelest acum, să vedem pentru cine, aruncă de la distanță, dar este un airball. Se întâmplă și așa. Aruncarea a fost cea mai înțeleaptă alegere pe care a făcut-o. Am în vedere și scorul. Probabil voia prin cele trei puncte să distanțeze un pic echipa. Foarte bună pasa dată de Vlado Jvraka și în acest moment egalitate pe tabela de marcaj. A înscris jucătorul cu numărul 15, Nenad Vitan. Vavčak acum pentru formația din Oradea. Să vedem ce va reuși. O pasă la Zelest și din nou Westerman, va încerca Westerman de acolo, ratează, dar recuperează același Vavčak. Încă o pasă pentru Zelest. Nu mi s-a părut în cea mai bună formă jucătorul antrenor de astăzi. Și iată coș reușit de Mateusz Vavčak, numărul 13, care, coș care duce în avantaj din nou formația oradeană. O pasă în aut. O pasă în aut, adică a atins-o jucătorul care îi era adresată pasa, respectiv Alexander Marić, dar nu a reușit să rețină mingea. Și în acest moment Zelest pentru formația oradeană. Wojtek Zelest. Da, a fost un fault al jucătorului cu numărul 21, Alexander Marić, și arbitru Vajda a sancționat acest fault. Vavčak acum. Mateusz Vavčak pentru Wojtek Zelest. Mark Westerman, o pasă acolo, dar minge recuperată de formația din Banja Luka. Se încearcă un contraatac blocat la timp prin fault. Blocat prin fault de unul din jucătorii formației oradene. Este vorba de numărul 10, Piotr Mazur, care s-a cerut scuze, evident, și este în regulă, a sunat sirena dintr-un motiv necunoscut. Aruncă de la distanță
și înscrie Vlado Vraca, numărul 20. Moment în care echipa sa trece la conducere cu un punct, 49-48. S-au înscris puncte multe, domnul Cartiș. Chiar este impresionant. Având de vedere și lupta strânsă, da. Dacă nu ratam noi atât de mult, probabil scorul era altul. Nu probabil, 100%, 100% era altul, că s-au ratat, în opinia mea, 6-7 atacuri, deci este greu să... Pe decisive care o să însemne enorm de mult. Și dacă se marcau doar jumătate și tot era ok. O ratare acum de sub inel a lui Jraca, cel care înscrie de la linia de 6-25, dar ratează de sub inel, în sfârșit, așa este jocul. O pasă foarte bună pentru Vavčak și fault comis de Vlado Jraca. Vor fi probabil două aruncări libere, să vedem ce dictează arbitrul Cova Golaioș. Da, două aruncări libere în favoarea formației orădene. Scorul 50-49 în favoarea echipei domnului Viorel Cartiș. Așa am să-i spun. Echipa domnului Viorel Cartiș. Să-mi vorbiți puțin despre perspectivă, domnul Cartiș, că mai avem puțin din transmisiunea noastră. Să-mi vorbiți puțin despre perspectiva. La fel, ne gândim deja pentru anul viitor. Dacă se poate mai concret, adică... O nouă ediție a acestui turneu, Maria, la fel cu rafting și cu basket. Ne gândim în primăvară. Și cu TVR, nu? Normal, nici nu se poate pune problema altfel. Ne gândim pentru primăvară la un clinic, pentru că noi am mai avut o premieră în acest an. Am adus la Oradea pe cel mai titrat antrenor din Europa. Este antrenorul echipei naționale. Vă opresc puțin. Echipa noastră conduce 4 puncte în acest moment pe o interceptare făcută acolo de Westermann. 53-49, vă rog să continuați. Am, exact cum vă spuneam, în primăvară, împreună cu echipa germană, am adus alți 10 viitori basketbaliști. Bun, dacă timpul îi va face basketbaliști, vom vedea, dar oamenii sunt la început de drum. Și am organizat la Oradea, își doresc. Acum vom vedea cum va fi, un clinic împreună cu băieții din Germania, care au fost ca și profesori, iar îndrumătorul lor a fost nimeni altul decât H. Bania, antrenorul național al Marii Britanii, care este campioană europeană la basket masculin. Și pe parcursul a 3 zile la Oradea am mâncat basket pe pâine. Excepțional. Și a fost extraordinar, au plecat cu o amintire frumoasă. Și au mai plecat cu ceva, domnul Cartiș. Au plecat cu posibilitatea de a avea ce povesti celor cu care se vor întâlni. Da. Și să ducă vorba despre ceea ce se întâmplă laudativ aici la Oradea, cel puțin din punct de vedere al acestui sport. Și încă nemții ne-au copiat, m-au rugat chiar să vorbesc pentru ei. Este o chestie ciudată pe care de multe ori la noi nu o întâlnești. Ei n-au, cu toate că Haj a fost prezent aici la Oradea, au stat 3 zile, dacă nu chiar 4, dacă luăm și ziua de plecare cu cea de sosire. Nemții iar au venit cu o săptămână înainte. Nu și-au permis să discute cu Haj până nu m-au întrebat pe mine dacă sunt de acord să susțină și ei la fel un clinic în octombrie în Germania și dacă Haj este de acord să vină. Le-am intermediat această discuție și da, în octombrie și în Karlsruhe va avea loc un clinic de basket la care antrenorul Marii Britanii va participa. Excelent. 53-51, stimați telespectatori, 3 minute și 25 de secunde până la final. Nesperată. Se ratează mult. Nu știu dacă este vorba de oboseală sau de lipsă de concentrare. În primul rând este oboseală, n-am vrut să o spun, dar băieții mei au călătorit toată noaptea. Eu m-am uitat la Jeles, vă spun, și Jeles nu este nici pe departe în ziua lui bună. Nu, a prins o zi proastă, i-au călătorit. Azi dimineața la 5 au ajuns în Oradea, de la 5 la 9 au dormit, la 10 au fost prezenți la sală. Și acum un contraatac, este acolo numărul 15, Nenad Ritan, care înscrie. Mână foarte bună pentru acest, putem să-i spunem, pivot. Este unul dintre cei mai înalți jucători de pe teren. Și iată din nou egalitate, 2 minute și 57 de secunde până la finalul jocului. Vor fi cele mai tensionate minute. V-am spus că ultimul sfert va fi cel mai important pentru
Mă bucur că am reușit să transmitem un meci care într-adevăr a avut ceva de demonstrat, ceva de spus. Un meci frumos, un meci în care am avut de toate. Mai puțin dorite ratările echipei dumneavoastră, un coș de 3 puncte acum, Jeles. În sfârșit, dar probabil Jeles a simțit că nu se mai poate și că trebuie să-și aducă și el aportul. Văd că până la urmă doar de două. A fost de două? Da. De aici de unde suntem noi nu se vede marcajul, că bate lumina prin geamuri. În sfârșit, 55-53, 2 minute și 17 secunde până la final. E acum coș de 3 și trece la conducere formația din Banja Luka. Foarte interesantă această evoluție de scor în final de meci. Jeles aruncă și ratează, dând posibilitatea formației din Banja Luka să inițieze un nou atac și, desigur, dacă marchează, să distanțeze acum pe finalul meciului. Păcat, pentru că am fost pe val primele sferturi, am fost chiar la conducere, nu de mult eram chiar cu 10 puncte. Da, avans și... În sfârșit, repunere din lateral în acest moment, este aici lângă masa noastră Michael Kruk, nu am greșit, este vorba de Piotr Mazur, numărul 10. Jeles a pasat pentru Westermann. Eu tot în Westermann cred și aștept să aducă punctele. Da, deja se vede lupta. Este un fault acolo. Să vedem ce se dictează. Repunere din lateral. Fault jucătorul cu numărul 21, Alexander Maric. Repunere din lateral. Este acolo Piotr Mazur, care repune. Și se revine de la masa, de la masa oficială. Se acordă două aruncări libere. Vor însemna foarte mult aceste două. Să vedem ce va reuși să facă. Păcat că nu a fost Westermann implicat în această acțiune. Michael Kruk aruncă pentru două puncte. Să vedem dacă va reuși. A reușit să le rateze amândouă și rămâne la conducere Banja Luka, acum când mai sunt un minut și aproximativ 10 secunde de joc. Fault Jeles acolo. Este un fault tactic, un fault care să mai permită echipei sale un alt atac. Sau mai multe atacuri, dacă se poate spune așa, pentru că repunerea este din lateral. Vlados Žvraka, cel mai bun jucător al formației din Banja Luka, la minge, driblează, se duce până sub inel și ratează de acolo cu nonșalanță un fault acum, comis de Nenad Ritan, numărul 15, un jucător cu o contribuție bună astăzi. Să sperăm ca Vojtek să aibă o mână mai bună și să vedem și măcar să avem egalitate. Sunt două aruncări libere în acest moment pentru Jelest. Marchează Vojtek Jelest prima aruncare. Îl încurajează Vavčak. Și iată și a doua aruncare. Moment în care echipa din Oradea trece din nou la conducere, 57-56, exact când am intrat în ultimul minut de joc. Trebuie să vedem ce vor... Acum orice ratare încerca. Poate fi extrem de importantă. A ratat Ritan și Westermann pierde mingea. Westermann copilărește, el care a fost jucătorul cu cel mai mare aport în joc astăzi. Da, nu m-aș fi gândit chiar el că... Chiar voiam să fac planuri, că dacă vom duce la bun sfârșit acest atac, s-ar putea să câștigăm meciul. Eu eram convins că așa va fi, dar uite că se mai întâmplă și alte lucruri.
Bun. Ratare a lui mai sunt 20 de secunde. Alexander Marić. Așa, Vavčak acolo, care este faultat de către Vlados Vraca și vor fi iarăși două aruncări libere, moment în care dacă ele deci vor nu vreau fi transformate, să mai la tabelă, să știți. Sunt 15 secunde până la finalul partidei, va fi greu să se aducă mingea în față și să se încerce în același timp și o aruncare de 3 puncte, dacă încă o dată Mateusz Vavčak, numărul 13, reușește să înscrie cele două aruncări libere. Măcar una dacă a reușit. A ratat-o pe prima. Și o reușește pe a doua. Să vedem în ce măsură cele 15 secunde vor fi suficiente echipei din Banja Luka. Este un fault acolo. Echipa, nu știu dacă a fost cea mai bună echipa gazdă, deci Oradea are doar 3 greșeli comise în acest sfert. Este un timeout solicitat de antrenoarea Milica Gvozdenović. secunde, 2 puncte în favoarea formației din Oradea. Nu o să mai avem prea mult timp la dispoziție. Eu vreau să vă felicit pentru încă o astfel de acțiune bifată. O acțiune în care v-ați adus un aport deosebit, dumneavoastră, doamna, întreaga echipă care a lucrat pentru ca acest turneu să se desfășoare în condiții bune. Doi oameni și în spate câțiva sponsori care ne susțin și care ne susțin an de an și, într-adevăr, Borca, ceea ce am început să ducem mai departe, pentru că noi chiar avem o vorbă, fără continuitate nu poți să existi. Să le mulțumim acestor oameni din spate și să mulțumim în același timp și universității din Oradea pentru condițiile puse la dispoziție atât televiziunii cât și dumneavoastră. Încă o dată, 12 secunde, 2 puncte în avans pentru formația din Oradea. Să vedem cum vor gestiona acest final de partidă, pentru că ei mai au mai au încă posibilitatea unui fault fără aruncări libere. Da, dar ar fi bine, cel puțin e greu să decizeze. Nu, nu, margine. Este cu aruncări libere, deci faultul următor este cu aruncări libere. Da, deci ar fi mai bine să nu faulteze, să încerce să țină mingea departe de coș. Jelest a fost aici și lângă... Da, încercam să-i fac semn să nu ia decizia unui fault. Să vedem că se ia acțiune pe cont propriu. Și egalează în acest moment Vlados Vraca. Va trebui să-mi spuneți că nu mi-ați terminat povestea la început. Cum se joacă acum? Deci se va merge pe repriză de prelungire. Deci se merge pe o repriză de prelungire sau pe două? Pe două. În sfârșit, nu știu ce vom face noi. O să rog pe Cristina Popa să ne lămurească. Nu, stai puțin, Cristina, că mi se spune acum de la masa oficială că va fi o singură repriză de prelungire. Să vedem în cât timp, pentru că... Deci o repriză de câte minute? Deci de 5, o singură repriză. O singură repriză de 5 minute de joc efectiv. De ce am insistat cu întrebarea? Pentru că ați văzut că de foarte multe ori aceste turnee se joacă după regulamente modificate. Da, respectăm în principiu regulamentul, dar atunci când suntem presați și de anumite... Așadar, o repriză de 5 minute. Aici și... aveam meciul în mână, cum se zice, dar l-am pierdut tot pe mâna noastră. ...58-58 în acest moment. Încă se mai joacă 4 secunde din ultimul sfert. S-ar putea să nu fie nevoie de prelungit dacă... S-ar putea acum mâna salvatoare a lui Jele să-și facă datoria și toate că nu mai cred. Dar orice este posibil.
A ratat Geles și se intră în prelungiri. Așa cum v-am spus, vor fi 5 minute într-o singură repriză. Pentru aceste momente de odihnă, din nou pe parchetul sălii, echipa de majorete Queens Dancing. Avem acum pătrunderea extraordinară a lui Vlados Vrafca, cel care reușește să egaleze în ultima secundă, adică mai erau 4 secunde de joc, și această aruncare a trimis meciul în prelungiri. Am primit confirmarea că mergem până la final cu transmisiunea acestei partide. Ar fi fost păcat să nu vedem finalul, pentru că este un meci chiar frumos și mă bucur că am putut să vă oferim acest spectacol. Reamintesc, echipa de majorete Queens Dancing din Gherla, locul 8 la campionatul mondial din luna august, de la Praga, într-o companie deosebit de selectă. Asta a fost ultima repriză de dans în transmisiunea noastră și revenim la basket pentru următoarele 5 minute de joc efectiv. 58-58. Chiar nici nu ne doream altceva decât un meci cu prelungire astăzi, nu? Așa, pentru frumusețea sportului. Da, acum am văzut de toate în acest meci. Acumulat așa la... Este pentru prima oară când avem o asemenea situație aici la Oradea. Stabilesc pozițiile celor două echipe în teren, ca să fie foarte clar, și repune de la margine formația din Banja Luka. Este acolo Vlados Vrafca.
care aruncă de la distanță, ratează aruncarea și Vavčak recuperează. Este o minge pentru Jelest. Acum toate mingile îl vor căuta pe Jelest, care dă drumul la un contraatac, dar este blocat jucătorul său și mingea revine formației din Banja Luka. Același inepuizabil Vlados Vraka. O pasă foarte bună, se încearcă blocarea pivotului acolo și este o minge în aut, dar pentru formația din Banja Luka. Primul coș al prelungirilor, 60-58, în favoarea formației din Banja Luka. Wojtek Jelest acum conduce atacul formației sale. O să insist mai mult pe joc, domnule Kalcic, decât pe alte informații. Iată un coș de două puncte. Reușit de Westerman? Da, el a fost. Westerman, eu mă uitam la altceva. Westerman a înscris 3 minute și 47 de secunde până la final. Exact cum ziceați dumneavoastră, mă așteptam la Jelest la mai multe puncte marcate. Probabil că el e cel mai obosit dintre toți. Da, văd că greu l-a dus Mark. Da. Și încă un coș pentru formația din Banja Luka, a reușit de numărul 21, Alexander Maric, și el cu o participare foarte importantă pe tabela de marcaj, un număr mare de puncte înscris. N-aș fi zis, domnule Kalcic, că se pot înscrie atâtea puncte, având în vedere condițiile deosebite ale jocului și ale sportivilor. Dar uitați-vă, s-au înscris câte 60 de puncte de fiecare parte. Da, deci e chiar enorm de mult pentru... În momentul acesta, Jelest a ratat o aruncare care poate fi decisivă. Dacă reușește să înscrie Banja Luka în acest moment, este Vraka acolo, o pasă foarte bună. Și numărul 15, Nena Britan, înscrie și duce echipa la 4 puncte în avantaj. Așadar, la momentul în care mai sunt 2 minute și 30 de secunde, este greu de presupus că se mai poate întoarce rezultatul. Au fost foarte multe ratări. Deci asta este concluzia. Da, încă una. Este greu așa. Păcat că au făcut un efort mare ca să țină piept acestei echipe. Încă o pasă acolo și fault. Fault al lui Westerman asupra lui Ritan. Două aruncări libere pentru jucătorul cu numărul 15 din formația Banja Luka, acum când mai sunt 2 minute și 8 secunde până la finalul meciului. Ratează și Ritan. Este o piață de încercare, nu? Poziția aceasta a aruncărilor libere. A ratat-o și pe a doua și echipa din Oradea intră în posesia mingii. Atac Vavčak acolo, nu înțeleg de ce nu se duce, este liber. Așa, și înscrie 62-64 în acest moment, conduce Banja Luka și un contraatac cu un jucător aflat departe de orice marcaj, dar a ratat. A fost bine că a ratat, da. Și să vedem dacă se mai poate face ceva. Este încă un minut și 30 de secunde în discuție. Frumoasă încercarea lui Westerman, dacă intra era extraordinar, dar nu a intrat. Și un fault comis pe același Westerman asupra lui Vlados Vraka. Sunt două aruncări libere. Acolo Vlados Vraka, numărul 20. Un jucător foarte bine înzestrat, calități foarte bune pentru ceea ce a jucat de el astăzi, mai mult conducător de joc, dar a și finalizat de câte ori a avut ocazia. Probabil are meciul în mână.
mână bună pentru acest jucător. A ratat a doua aruncare, dar au recuperat tot jucătorii de la Banja Luka și în acest moment cred că lucrurile s-au lămurit. 5 puncte în avans, 1 minut și 17 secunde rămase de joc și un timeout. Un timeout cerut de echipa din Oradea. Puțină dezamăgire în rândul formației dumneavoastră. Îi văd că sunt necăjiți, au avut un meci bun și l-au avut în mână. Da, primele două sferturi a fost mâna noastră. L-au avut în mână și dacă și-ar fi putut impune să mențină ritmul în care s-a desfășurat prima repriză, nu aveau probleme până la final. Dar întotdeauna pe teren există și un adversar, nu domnul Cățiș. Da, asta din păcate pentru noi, astăzi adversarul... Există un adversar care și el joacă, nu? Și sigur că... Vlad o joacă aici lângă mine, un atlet... și se va repune mingea în joc din terenul celelalte echipe, tocmai pentru a acredita atacul cu timp mai mult de joc. Jelest acum, va încerca Jelest o aruncare de 3, nu reușește nici de data asta și sigur că ne îndreptăm spre un final cu învingătoare echipa din Bosnia. Încearcă să ducă atacul la limita timpului și să vedem acum pe Vavčak dacă va încerca o aruncare de 3. Nu încearcă, dă o pasă greșită, recuperează formația din Banja Luka, dar se dictează un 1-1 cu repunere în favoarea formației în atac, în favoarea formației din Oradea. 38 de secunde, stimați telespectatori, până la finalul meciului. Eu sper că v-ați simțit bine în compania noastră și a ceea ce se întâmplă aici în sala de jocuri sportive a Universității din Oradea. Acest turneu pe care, iată, îl transmitem de foarte mulți ani și care anul acesta a ajuns la ediția cu numărul 12. Sunt oameni minunați aici, sunt oameni deosebiți care fac toate eforturile pentru a se vorbi cât mai mult despre Oradea și despre România, pentru că aceste echipe care au venit în vizită vor merge acasă cu impresiile lor și dacă impresiile acestea sunt plăcute și eu sunt convins că sunt așa, le vor transmite și celorlalți. Astfel se ajunge în situația în care multe echipe își doresc să vină mai nou aici la Oradea. Domnule Cărțiș, eu trebuie să subliniez acest lucru, faceți un efort extraordinar. Vă mulțumesc și sperăm că toată lumea s-a simțit bine la Oradea și ediția 12 a fost un succes pentru atât pentru noi ca și organizatori, cât în special pentru ei ca și jucători. După fluierul final o să ne luăm la revedere și o să transmitem legătura în studio. Mai sunt 10 secunde, 68-62 în acest moment pentru formația din Banja Luka, câștigătoare meritată, zic eu, a meciului, având în vedere faptul că a gestionat mult mai bine finalul de partidă. Da, mai ales ultimul sfert a fost dezastros. Evident ajutată și de formația gazdă. Da, care dacă Stimați telespectatori, aceasta a fost transmisiunea noastră de aici, din sala de jocuri sportive a Universității din Oradea. Noi suntem Viorel Cărțiș și Ionel Banu și, ca de obicei, vă dorim tot binele din lume. La revedere!